Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, vineri 30 ianuarie 2015. Of, Doamne, eu adevărul îmi doream de mai mult timp să-l am pe Sergiu Rusu în matinal alături de mine. Acum s-ar putea să mă satur, adică să-mi fie de bine. Bună dimineața, Sergiu, bine ai venit alături de noi. Bună dimineața, bine v-am găsit. Și în primul dimineața. Și în primul rând mă gândesc că a disciplinat-o pe Angela, de frică. Uite, e în platou. Bună dimineața. Mă bucur că ai venit din nou la emisiune. Mă bucur că am ajuns și eu înainte. Mă bucur să te văd, Max. Da, bună dimineața. Deci, mulțumesc din suflet. Cu mare drag. Așa. Bun. Să vin și joia. Da, vino și joia. Luni, marți, miercuri nu-s probleme. Dorel e mult mai matinal, se trezește mult mai... E 30 ianuarie, încheiem practic prima lună anului, este Ziua Mondială de Luptă Împotriva Leprei, dar... Mulți ani! Problema e, oare nu ar fi mai bine, să adaptăm conform vremurilor, pentru că lepra, cel puțin în țările civilizate, este o boală eradicată. Nu contest că n-ar mai exista prin anumite colțuri ale pământului. N-am cunoștință. Dar am putea să o modificăm puțin, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Leprelor. Că e tot aia. Nu? Și crezi că s-a rezumat numai la o zi pe an? Păi, nu, Doamne ferește, deci ar trebui zilele exact. De luptă împotriva leprelor. În anul 1721, spre exemplu, s-a născut pictorul italian Canaletto Giovanni Antonio Canal. În anul 1820, Edward Bransfield a descoperit Antarctica, iar în anul 1852, dramaturgul, prozatorul și poetul Ion Luca Caragiale se năștea, da? În anul 1933, Adolf Hitler devenea cancelar și astfel începea dictatura hitleristă în Germania, iar în anul 1948 a fost asasinat Mahatma Gandhi, conducător al mișcării de eliberare a Indiei. Cu alte cuvinte, suficiente evenimente interesante petrecute pe data de 30 ianuarie, dar cred că cel mai important lucru este că isprăvim prima luna anului. Uite cum a trecut destul de repede, sau chiar foarte repede, copilașii din clasele mărunte intră de astăzi în vacanță. Sergiu, pe vremea, știi, dacă uram ceva, când eram copil, uram acea expresie a părinților sau bunicilor noștri. Dom'le, pe vremea mea, dar pe vremea mea erau 3 trimestre. Acum au făcut 2 semestre, cu jumătate de mii de pauze, cu intermezzo între ele. Nu e zăpăcificant? Nu știu, mi-aduc aminte că așa vreau să termin o dată cu școala, să mă gândeam, domnule, să am și un serviciu, să mă duc să... Și acum așa mi-e dor să mă duc la școală. Da, da, cum să le explicăm lucrul ăsta copiilor? Băi, fraților, bucurați-vă de momentul ăsta. N-ai cum. Nu-i cum, nu? Nu. Ce dăm așa ușor? Vârsta voastră o să-și dea seama. Sau de vârsta noastră, când o să fie, o să-și dea seama. Nu știu că ați spus de vârsta voastră. Mulțumim, Angela. Ești foarte drăguță în dimineața asta. Eu înțeleg că vrei să te răzbuni, dar nici chiar în felul ăsta. Ha? Dacă tot m-am trezit. Mm-hmm. Da. Bun. Deci... Asta e ultima zi de școală, urmează vacanță de o săptămână. Cum aveam noi vacanța de Paște, dar numai că nu era vacanța de Paște, era între trimestrul 2 și trimestrul 3, parcă ceva în genul ăsta. Dar o potrivea e cumva să ne fie bine până la urmă. Bun, presa locală o avem la dispoziție. Sergiu, bineînțeles că a venit cu o propunere săptămâna trecută. Să vedem dacă am înțeles exact ce a vrut el să spună prin respectiva chestiune. Și asta înseamnă, cum să vă spun așa, ca pentru îmbunătățirea materialului și a matinalului, da? Bineînțeles că nu o să lăsăm toate astea la o parte, o să avem în continuare informațiile din presă alături de noi, pentru că o să vă ținem la curent cu ceea ce se întâmplă. Deși sunt convins că și dumneavoastră sunteți cu ochii pe tot ceea ce înseamnă media și sunteți la zi cu toate știrile. Cred că știrea cea mai știre a zilei de ieri a fost că Elena Udrea, actualul lider al PMP-ului, a fost fost ministru și fostă mare șefă în PDL, este urmărită penal, a fost adusă cu
a fost adusă la DNA și, și mai tare, și cred că n-am înțeles rău, Adrian Videanu, reținut, 24 de ore. Nu vă uitați la mine, eu nu mă bucur. N-am nicio problemă, n-am nicio bucurie când peste oameni de necazul, dar și, e vorba aia și l-au făcut singurei cu una lor. Nu, nu i-am pins nimeni la spate. Nu. Și când auzi sumele alea, Dorin Cocoș, 9 milioane de euro. Am, nu știu, tot Cocoș mă cheamă, n-am nici cea mai mică legătură și asta nu zic. La vremea respectivă mă întrebau, doamne, Cocoșa, rudă cu... Nu, aș vrea eu. Mă gândeam așa, din 9 milioane, poate măcar 100 de mii ajung și aici, dacă aș fi fost rudă. Dar uite că mai bine că nici măcar nu-s rudă. Tu la... Acum stai liniștit, da? Prezis matinal. Da, dorm, adică uite, m-am... Și gândește că la ora asta e undeva într-o celulă cu... Cine e? Mascații! Unele lucruri pot fi spuse cu... La revista Kamikaze era reclama respectivă. Unii acum la aia cu Gigi, Memeu, nu? Era, am spus undeva o fotografie tot așa cu niște mascați la ușă și tot ceva genul ăla. Cine e? Sunt zienele? Era perfect aici, în zona Sucevei, nu? Sunt zienele? Da. Bun, acum ce urmează o să vedem, o să ne distrăm. De pe acum stau bine și mă gândesc. Se împlinesc câți ani? 163 de ani de când s-a născut marele Ioan Luca Caragiale. Deci un observator și un critic mai fin al clasei politice românești. Nu știu dacă există, adică dacă mai putem compara pe cineva cu Ioan Luca Caragiale și când îi vedem operele cât de actuale sunt în continuare, iarăși rămâne în șocație, un fel de Jules Verne al acestui gen de scriere. Or fie vorba între noi, în momentul în care îl pui pe ăsta, marele Ion Luca Caragiale pe un piedestal așa și după aia vezi cam tot ce a vrut și vezi tot ceea ce se întâmplă acum în politica românească, zău dacă nu-ți vine să... Era vorba aia, domnule, îți iei o pungă de popcorn și te așezi în fața televizorului și te uiți la talk show-urile politice sau la chestia asta. Nu, deci frumos ca la teatru, nu cu popcorn, sparțenințe ca la american, nu. Frumos îmbrăcat la costum, elegant și te pregătești să aplauzi în momentele, nu? Cheie lungă. Cam așa o să ajungem, pentru că politica românească au reușit să o aducă dragii noștri politicieni la rangul de... ce comedie? Comedie puțin spus, mult prea puțin spus. Bun, presa locală de astăzi. Așa nu-mi plac titlurile astea, Sergiu. Treci peste ele. Da, e totuși în pagina de deschidere a monitorului, nu pot să sar. Deci nu pot să sar. Adolescente cu vârste și de ce nu pot să sar? Mai ales când e vorba de infracțiuni sau situații de genul acesta. Imagini cu ziarul, să vă rog, băieți. Mă gândesc că în momentul în care este diseminată informația de genul acesta, nu că s-or trezi alți năbădăioși sau dezaxați sexual, ci pur și simplu parte din cei responsabili vor fi mult mai activi și aici mă refer în mod special la părinți, astfel încât să-și verifice, să-și atenționeze copiii să nu treacă prin așa ceva. Și noi transmitem acest mesaj chiar în acest articol, ai să vezi. Păi sunt convins că ăsta e, da. Vezi, titlul oricum l-ai pune, tot șocant rămâne. Deci adolescente cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, victime ale unui obsedat sexual pe Facebook. După ce a fabricat identitatea unui tânăr drăguț și plin de bani, un individ de 41 de ani a ajuns să terorizeze minorile pe care le aborda pe rețeaua de socializare prin șantaj și manipulare, le determina să facă lucruri oribile. Mărturisirile din acest articol vă vor face pielea găină, iar pentru părinți sperăm să fie un semnal de alarmă. Știți ce fac copiii voștri pe Facebook? Deci eu vă spun sincer. Bună întrebare. Imaginea? Dă-mi imaginea, întorc eu așa, cum facem? Deci atenție mare! Îndrăznesc să spun că e genul de articol de tip manual, adică trebuie să știți, pentru că e nu manual, cuprins, să spunem,
au nici măcar cuprins un capitol, pentru că multe alte pericole pândesc prin intermediul Facebook-ului. Are și el partea lui bună și frumoasă, nu trebuie să o contest. Sau nu o contest eu. Dar atenție mare. Nu, repet, nu vom intra în amănunte, în amănuntele din articol. Dar îl chestionăm subțirel pe Sergiu Păi da, e simplu, dacă mai dați imaginea de mai înainte puțin. Cătălin din Da, numai să nimerească uță. Așa. Ok. Deci, avem trei fotografii acolo în planul secundar, da, cu un tinerel. Ăla era prințul de pe Facebook, Gabriel, da? Iar cel adus de cagulistul de la BCCO, crimă organizată, e individul din realitate. Deci tipul din fotografiile cu tânărul ăsta, care are undeva la 20 de ani, 17, 18, 19, 20 de ani. Da? Iar celălalt, da, frumoșelul, care era povestea Gabriel, băiatul neafacerist bogat, decedat din păcate în urmă cu mai mulți ani. Gabriel, vezi, Doamne, moștenise tot imperiul lui taicăsu, cu mașinile de lux cu care ale căror fotografii le postase pe Facebook, pe contul său. Da, era singur și trist pentru că din cauza afacerilor nu reușea să aibă o relație stabilă și căuta și el o relație, o dragoste adevărată. Și uite că cam cara asta a prins la multe adolescente, multe, multe. Deci dacă zici tu că titlul e șocant, gândește-te că am auzit niște chestii pe care nici n-am putut să le scriu în ziar de șocante ce sunt. Te cred. Și am scris multe lucruri șocante din 2003 de când lucrez la monitor. Și toate astea prin telefon. Deci le aborda, le cerea, are undeva la, știu eu, 500 de prieteni pe Facebook, cred că 99% sunt adolescente cu vârste între 11 și 15 ani. Acum, nu știm câte victime are în total. Știm că cei de la Suceava, de structură de combatere a crimei organizate, au identificat mai multe victime de la noi din județ. Da? Victime care au căzut în capcana acestui monstru de pe Facebook, pot să-i zic, care le făcea să se îndrăgostească de el, ori le șantaja, spunându-le că o să le falsifice, photoshopeze niște fotografii compromițătoare cu ele, pe care o să răspândească la școală, printre prieteni, dacă nu-i trimit lui alte fotografii din postaze indecente, da? Odată intrat în acest joc, victima nu mai putea ieși. Minoră, disperată, ce o să afle părinții, ce o să zică părinții când o să afle, ce o să zică colegii la școală, prietenii mei de pe Facebook, când o să mai apară fotografii, pentru că începea să le șantajeze. Și apoi le punea prin telefon. Deci el, gândiți-vă că stătea într-o casă, undeva într-o comună din Dâmbovița, cu maică sa, cu soră sa, care soră sa avea al doi copii, unul handicapat de vreo 20 ceva de ani, unul în vârstă de 14 ani, minor, la școală, elev în clasa 8-a. Nu avea loc de muncă, suspectul trăia din banii, îi dădea maică sa bani de cheltuială, soră sa îi dădea de mâncare. Nici măcar nu avea un calculator al lui, folosea calculatorul nepoțelului lui în vârstă de 14 ani. Nepoțelul care primise calculatorul pe baza acelui program Euro școală, 200, da, care ți-o bursa aia de... Da. Înțelegi? Și le spunea că n-are timp să vorbească pe Facebook, fiind foarte ocupat, ci doar prin telefon. Și le cerea numărul de telefon și uite așa începea tot acest joc pervers și bolnav. Tot ceea ce aud, tot ceea ce văd, tot ceea ce citesc, mi-aduc aminte zilele trecute, am mai citit tot despre un asemenea caz, un tip din Italia, da, care a reușit să o prostească, ca să nu spun mai multe, pe o tânără din zona Rădăuțiului, dacă nu mă înșel, nu? Da. Și tot așa, adică... Absolut îngrozitor ceea ce vedeam, da. Oricum, tipa ca și vârstă mai matură, adică nu era aici la segmentul 1-15 ani. Dar tot cu genul ăsta de reacție, adică parcă nu înțeleg pericolele la care se expun. Cetățeanul pe care l-au cunoscut pe Facebook și au vorbit cu el 2 luni de zile, dintr-o dată se deschid, e o deschidere mult prea mare, deschidere pe care, de regulă, ar fi trebuit să o aibă, îndrăznesc eu să spun, față de părinți care clar nu i-ar fi vrut răul respectivei tinere, dacă vorbim de cazul la Rădăuți. Mă dau înainte, direct de a veni
Angela și înaintea tuturor. Înainte de a veni și invitați. Deci eu sunt un invitat emisiune. Model și vin înaintea tuturor. Mâine, păi bine, am să vin să deschid aici, să-mi dați cheie. E la 6:30 deschid, vă aștept pe voi, băieți. Deja mă întreb, cu Cătălin, da, el e punctual. Da. Și chiar vreau cu Neaghiță, cu Nea Vasile, da? Și cu băieții, că în ziua de azi trebuie să mergi personal să iei copilul de la școală. Pe vremea noastră mergeam la școală, întorceam singuri. În ziua de azi nu mai știu ce să crezi, cu anturaje, cu... Am ajuns să fac și eu... Anturaje am avut și noi. Cum spunea maică-mea, tineretul, maică-mea, mama ta, da. Știi? Tineretul din ziua de azi, când eram noi copii, știi? Acum spunem noi tineretul din ziua de azi, știi? Da, da, știi cum? Mie mi-e ciudă că spun lucrul ăsta, dar pe de altă parte, am avut și noi, slavă Domnului, noi eram uși de biserică, dar... Poate că nici nu erau atâtea, acum... atâtea pericole, la tot pasul, nu știu. Nu erau inobotanice, nu erau, nu? Dar acum le-au mai strâns inobotanicele de pe piață, nu? Ba da, au apărut o felul de surogate, am văzut pliculețe, plante, deci nu, nu, și nu cred că o să dispară vreodată. Dacă nu sunt inobotanice, sunt, e cannabisul, e... E de... Asta, eco, bio. Știi? Da. În fine, stimați telespectatori. Vă recomand să citiți acest articol, cu toate că vi se va face pielea de găină, după cum spune aici. Am anunțat ce vreau să spună Sergiu, e că venea în emisiune aici la Cocoș și de asta sau... în fine, nu, chiar nu prind ideea, dar vă repet, nu pentru cât pentru a ști cam ce se întâmplă sau ce se poate întâmpla, atâta timp cât nu supravegheați un pic contactele copiilor noastre pe Facebook. Nu, poate și... că, scuze-mă puțin, poate că ar fi bine și ca părinții să citească și chiar să aibă o discuție cu copiilor, cu mă refer la cei care sunt adolescenți, despre acest subiect. Pentru că, să știi că nu avea, victimele nu sunt niște fete de la țară care, vezi, Doamne, nu știau... ce se poate întâmpla, da, sau... Deci erau fete adolescente cât se poate normale, știi? Sunt niște reguli, ești de acord cu mine, sunt niște reguli suficient de simple pe Facebook care spun foarte clar că postările indecente automat atrag și o reacție din partea Facebook-ului. Și știm foarte bine, atâta timp cât... amenința că voi publica fotografii cu voi în postaze indecente, automat îl săltau atunci, pe loc. Adică nu mai... Dar un copil de unde să știe lucrul ăsta? L-a săltat, dar nu chiar pe loc. A distribuit... Păi nu, dar ce se fotografiile întâmplă? În prima fază și după a fost tras la răspundere. Sunt cazuri în care s-au dat pe Facebook fotografii indecente. Da, au reușit. Au fost în cât timp au reușit să-i găsească? Din momentul în care au postat fotografiile. Destul de repede. Da, repede. Destul de repede. Oricum, în acest caz mai sunt multe alte amănunte cu tremurătoare. Asta e suspectul. Sigur e el? Tu ai scris corect în articol. E suspect. Suspect cum ai primit? E... Știi cum e? Și dacă singur... recunoști că da. Tu ești autorul, tot suspect rămâi până, mă rog, inculpat, dar prezumția de nevinovăție funcționează până la capăt. În momentul în care judecătorul de la ultima instanță, da, spune, ești vinovat, du-te până la Botoșani. Am înțeles. Și te întorci peste 7-8 ani. Și sau... poate n-aș strica ca părinții, printre toate grijile pe care le au, serviciu, casă, toate alelalte, să mai stea seara de vorbă cu copiilor, să-i întrebe ce au făcut, ce n-au făcut, cum a fost ziua respectivă, pe cine au mai cunoscut, unde, nu știu, o apropiere poate mai știi mult. Cum se, știi cum asta se transformă în niște interogatorii. Eu nu țin minte. O discuție apropiată, îți spun. Nu țin minte să fi avut, chiar pe vremea noastră, da, când eram noi kinder, să fi avut extraordinar de multe interogatorii de astea plăcute cu... Doamne, ce ai mai făcut azi? Auleu, ce știe? Oare ce vrea să afle de la mine? Nu, eu cred că, eu spun că în primul și în primul rând, în momentele delicate sau în orice chestioară, cât o fi de mică, de măruntă, orice copil, pentru că acum mă adresez în această direcție, până acum am tot adresat părinților, orice copil să se gândească la modul următor. Că dacă există cineva care nu le dorește rău pe planeta asta, în primul și în primul rând sunt părinții. Așa deci, mi-a spus și mie mama. Asta să le întreb prima oară. Spunea mama, țin minte că zicea, gândește că eu sunt cel mai bun prieten al tău.
Asta și eu vreau să spun, dar m-ai întrerupt. Mama a fost cea mai bună prietena mea. La mama încă este cea mai bună prietena. Este, da, dar ce mai... la vârsta de 15-16-17 ani... Ea folosește corect, da? Eu cred că încă este cea este, mai bună. Așa este. Da. Doamne, am văzut aici un... un articol în care primarul Ursaciuc are un tricou, e fiul grecesc, nu? Da. Și în prima fază, eu am crezut că, și cum scrie aici, fii gura humorului, te rog, poza. Da? Eu am crezut prima oară că, știi cum sunt frățiile alea din... din America, știi? Din filmele americane. Fii, Lambda. Eu am crezut că Marius Ursaciuc... Nu, Marius aici, domnul Ursaciuc, eu din prima oară m-am zis că vrea să ne arate că a tras la sală, știi, că a făcut piept. Da, da, eu asta am văzut. Deci, Marius Ursaciuc, primarul orașului Gura Humorului, e supărat și pe bună dreptate, îndrăznesc să spun. Și când spun acest lucru, în primul și în primul rând, din cauza faptului sau datorită faptului, eu consider că la ora actuală perla Bucovinei e la Gura Humorului. E și poziționată corect, are, cred eu, cea mai interesantă capacitate de cazare. Vatra Dornei mai are puțin de luptat, bineînțeles că are și avantajul tradiției în domeniul sporturilor de iarnă și a zonelor respective, dar la Gura Humorului s-a ridicat foarte mult. Și primarul de acolo, Marius Ursaciuc, normal că e supărat în momentul în care nu primește... Iar meritul e o proporție foarte mare al lui Ursaciuc. Da, da, da. N-am zis altceva, dar în această fotografie, cum a apărut, chestia aia m-am gândit că s-a făcut vreo frăție de aia. Alfa, Pi, Lambda... Știi cum? Atâtea filme... Ori sare la bătaia la careva, știi cum îți dă jos haina, da. Bă, veniți încoace, acum. Parte în parte. Nu, Marius e un primar, dar și un om frumos, așa zic eu, nu știu dacă știți despre el, el a avut o trupă de umor, știi, Max, la Asbestul, da. El foarte mulți ani a participat la festivaluri de umor, cu cei de la Diverti, Vacanța Mare, cu... adică are o poveste extraordinară. Făcusem la un moment dat, când a ieșit el primar un articol, a apărut și la noi în monitor, a apărut și la evenimentul zilei unde sunt eu corespondent, chiar aveam o fotografie cu el în travestii, îmbrăcat în femeie, tot așa, pe scenă. Iar lucrurile astea, cred că îl ajută să fie și un primar deosebit, știi? Pentru că avea simțul umorului, e o calitate extraordinară aici, în general, dar aminte, când conduci urbele de friile, destinul unei urbe, da? Eu rămân la ideea că Gura Humorului este unul dintre orașele interesante din județul nostru, adică dacă vine cineva în vizită la mine, în zonă și mă întreabă, domne, ce aș putea face, cu certitudine, măcar o zi îl trimit în zona Gura Humorului, dacă nu cumva chiar două, pentru că sunt mai multe obiective, începând la acea piscină acoperită, piscină descoperită dacă e vara, că iarna nu-l trimit, nu îmi chinui chiar așa de tare prietenii. Și dacă vine cineva în vizită la mine, îl trimit la hotel. Da. Escalada, parc, pârtia, adică sunt mai multe obiective, inclusiv de asta pentru mișcare, care sunt foarte interesante. Până atunci însă rămânem cu frăția Pi de la... sau Fi? Fi. Cum e? Fi. Fi, ăsta e Fi, da. De la Gura Humorului. Cardul de sănătate obligatoriu la 1 mai. Hotărâre de guvern. De la 1 mai? Da. Deci e un pic comic. Îndrăznesc să spun. Și de ce spun lucrul ăsta? Deci cardul de sănătate. Au venit niște bani la UE. Au dat să facă aceste carduri. Le-au luat, le-au împărțit. Nu le-au împărțit pe toate, că mai trebuie să mai împartă încă vreo 2%, 3%, ceva în genul ăsta. Rezolvă problema și, domne, gata, e obligatoriu de la 1 mai. Dar dacă tot mai ai împărțit în proporție 90%, fă-l, frate, obligatoriu la 1 februarie. Adică tot e gata treaba. Nu, obligă-i pe aia să mai vină și să se mișcă mai repede. Nu, am înțeles eu de la...
nevastă mea. Păi, da, așa zi, de la... sau, nu, eu zic că bă, formularea corectă da, era scumpa, de la soție, doamna Cristina Rusu, da? La doamna Cristina, colega mea Cristina Rusu. Așa. Da. Din februarie intră în paralel cu actualul sistem. Da. Da, până în mai, iar din mai devine exclusiv... serviciile medicale de contate de stat se pot face doar în baza acestui card de sănătate, știi? Totuși, mai uite, la nivelul județului Suceava, zice aici, Casa de Asigurări de Sănătate a distribuit până acum 1300 de carduri de sănătate din cele 19.990 care au fost returnate de Poșta Română. Da? Deci, din aproape 20.000, de-abia 1300 au fost distribuite. Iar restul trebuie să meargă poporul să le ia de la Casa de Asigurări de Sănătate, știi? Da. Unde au început deja să apară cozile, știi? Dar no, știi ca orice ce... lucru nou, să știi că o să fie mai greu. Adu-ți aminte că am trecut de la leu vechi la leu nou. Deci parcă te tăia cu lama când trebuie să faci un calcul. Și mai e o chestiune. Am văzut, spre exemplu, la un moment dat, domne, microciparea până la 31 decembrie. Hai că o mai lăsăm până la nu știu ce dată. Adică, știi cum e? Ăsta e tonul. Tonul care se dă într-o asemenea situație. Hai că mai lăsăm, hai că mai lăsăm încă o lună, hai încă... Nu, frate, a fost până la 31 decembrie? Da. Nu ți-ai microcipat câinele? Da. Păi amendai atâta. Nu? De ce mai intervine o derogare? La fel și aici. Cardul de sănătate s-a distribuit, s-a terminat de distribuit. Mai sunt vreo câteva de... Păi l-ai făcut și până îl mai implementezi, până îl mai faci... Nu. Dai drumul și devine totul cu ca și condiție obligatorie. Bine, acum cred că oamenii trebuie să obișnuiască cu acest card, cu ideea de acest card, știi? Oricum, pe măsură ce se va înainta până pe 1 mai, sunt convins că vor mai fi campanii publicitare, mă rog, de informare. Populație și o să știe toată lumea. Eu sunt convins că o să fie probleme. Bine. Așa, mici... care le refuză din anumite principii religioase, dar... Da, am înțeles că poți să mergi să-ți iei o adeverință de la... Numai că aici își refuzi cardul, dar ți-ai o adeverință că ești asigurat, dar trebuie să mergi periodic la Casa de Asigurări de Sănătate ca să-ți iei acea adeverință. Asta da, e singurul impediment. Partea asta cu asiguratul este foarte ușor verificabilă pe baza CNP-ului în momentul în care mergi. Cardul de sănătate, practic, este exact ceea ce scrie, card de sănătate, adică spune starea sănătății tale, bolile prin care ai trecut, intervențiile și așa mai departe. Nu calitatea ta de asigurat sau... Și asta. Ba da, și asta. Deci am înțeles că și la farmacie, dacă vrei să mergi să-ți iei o rețetă compensată de pe 1 mai, da, trebuie să mergi cu acel card de sănătate. Aha. Altfel, da, scoți bani din buzunar și plătești integral tu costul acelor medicamente pe care vrei să le iei. Înseamnă că una zic și alta fac. Că tot au tot întors-o până acum de 100 de ori la capitolul informare. În fine, om trăi și om vedea. Faptul că abia de la 1 mai devine obligatoriu, nu știu cum să spun. Eu îndrăznesc să cred că totuși e o modalitate mult prea neregulă de a păsui lucrurile, de a le duce... Poate vor o perioadă de ca oamenii să se obișnuiască cu el, cu acest serviciu, cu acest card, să vadă cum funcționează, să... Categorii, da. Da, e de obișnuință, mă gândesc. Și abia după ce l-au lăsat o perioadă, gata, obligatoriu de pe 1. Eu așa văd lucrurile. Am înțeles. Mai uite, din telespectatorii noștri, apropo de știrea cu Marius Ursaciu, cu primăria Gura... Tu cum ai făcut știrea? Eu n-am văzut-o. E, în stilul nostru... A, da, știu că noi suntem, suntem, noi avem o viziune altfel în ceea ce îl privește pe Marius Ursaciu. Apropo de Alin și așa noi mai departe. Noi apreciem latura umoristică asta. Da, dar cum a fost știrea la noi? Nu știu să spun exact așa. A fost, cumva că deși a susținut partidul lui Georgianu, acum, păi, după ceva timp... nu are fonduri și se plânge de faptul că nu are fonduri în momentul în care el pe scenă a fost cu Dragnea și cu Tăricianu și ei sunt cei care au făcut aceste legi de care cum se plânge politica acum. Asta? Ceva de genul cum ăsta. Cum politica asta? Noi. Da. În fine. Și ce ți-a spus telespectatorul? Dai că zic acum.
Băi, uite la cum a făcut Angela știrea, că a rămas surprins că de regulă aici la Bucovina TV nu-l vedea într-o imagine bună pe Marius Ursaciu, primarul orașului Gura Umorului, și a rămas surprins când l-a auzit pe Sergiu. Ok, sunt puncte de vedere. Mie mi-e drag, eu cunosc, ți-am zis, îl cunosc de foarte mult timp, chiar de pe vremea când și eu, la rândul meu, eram într-o trupă de umor și e un personaj simpatic pentru mine, știi? Adică... Și pentru noi. Păi, deci atâta timp cât eu reușesc și avem atâta materiale, nu? Adică e interesant. No, eu rămân... Dar e clar că aici totul e un joc politic, știi? Și... Întotdeauna. Sau nu întotdeauna. Când ajungi la nivelul ăsta, cam asta e toată povestea. Și mă uitam în dimineața asta, înainte de a veni încoace, pe unul din posturile de televiziune, nu mai țin minte pe care, spunea unul dintre moderatori, domne, sper ca... Dorin Chioță, dacă nu mă înșel, unde e? La România, parcă. Și spunea că, domne, e posibil să dispară generația de politicieni care se îmbogățeau. Adică de acum să avem politicieni în adevăratul sens al cuvântului care să nu se îmbogățească. Bun, asta e utopie, nu pot să cred așa ceva, dar ideea în sine sună seducător. Dom'le, politicieni care pur și simplu se duc acolo și chiar se ocupă de destinele nației. E cam, să nu se îmbogățească, știi, așa de... mult peste noapte. Da. Cu limită. N-am pretenția să am niște, să mă conducă niște politicieni rupți în cot, știi? În cot. Sau să-i văd pe aleșii mei cu daci sau cu nu știu ce mașini. Din astea... Dar ce sunt dezonorante, daci? Nu știu că sunt. Aia, tu nu ești ales. Politicieni am zis. Am zis politicieni. Da? Da. Ministerul Educației vrea mai puțin angajați în școlile din județ. Și fii atent, aici a făcut-o exact. Băi, dar știi cum e asta? Nasol de tot. Ascultă aici. Deci, Ministerul Educației vrea mai puțin angajați în școlile din județ. Potrivit unei dispoziții a Ministerului de Resort din rețeaua școlară a județului Suceava, trebuie să dispară, atenție, 199 de posturi. Bă, ăștia parcă-s la supermarket. Adică în loc să zică 200... au băgat 199 psihologic, nu? Deci eu trăiesc convingerea... Era supermarket, era 199,99, știi? Doamne, eu trăiesc convingerea că acolo, în ministere la București, e niște unii care dau din pix și după aia 100 de oameni în rețea trebuie să-și macine creierii să rezolve prostia lor făcută din pix. Deci eu altfel nu pot să-mi explic cum le-a ieșit lor suma asta, 199. Nu, sunt convins că a fost 200 și bă, hai să nu fie 200, că e cu 2 în față, e nasol, nu? 199. Nu știu, cred că au făcut un calcul pe baza unor... știu că e ceva cu raportat la numărul de elevi, că a scăzut numărul de elevi, parcă am înțeles. Vorbea Adelina ieri prin redacție. Mă rog, sunt și mulți profesori care ar trebui să pensioneze și cred că ar trebui să o facă. Stai, sunt unii care, într-adevăr, să ține Dumnezeu în viață cât mai mult, să aibă putere să profeseze, dar... Cazuri și cazuri. Sunt și mulți care ar trebui totuși să... mai de tineri, nu? Să se gândească mai mult la băncuțele din parcul Areni, să... știi? Da, mă, dar și acolo vin copii și dacă ei nu-i mai suportă deja, îți dai seama că nu-i în regulă. Cum spui, sunt niște lucruri în baza cărora se ajung la asemenea cifre, dar repet, cifra este comică din punctul meu de vedere. Da, adică 199. Eu cred că de fapt lor din calcule le-a ieșit vă 200, dar cum să o dăm să sune cât se poate de bine. Uite, la Neamț vor o reducere de 300 de posturi, acolo e fix. Deci nu merge asta cu o 200-199. Acolo păi, 300. La Neamț, având în vedere ce s-a petrecut în județul ăla, am înțeles că mai bine de jumătate din primarii, din primarii, din cei din consiliul local, de la alte partide au trecut la PSD, adică așa în bloc. Deci cât se întâmplă așa ceva, sau Vaslui, da? Vaslui iarăși parcă nu îmi spune nimic. Botoșani ne spune că sunt mai aproape de noi, sunt de aici. Dar ce se întâmplă la Vaslui cu khmerii aia, cu ochii roșii, cu... nu... am citit de curând că județul Suceava este pe locul întâi la capitolul de școli
fără autorizație sanitară. Deci 400 și ceva avem noi, pe locul 2, 480 avem noi. Pe locul 2 se află Buzău cu vreo 280 și pe locul 3 Vasluiu cu 250. Da? Deci școli fără autorizație sanitară. Da, spunem ca și număr total de școli, avem o statistică, știm o statistică, adică cât suntem? Ca de și număr 600, total. 600, cred, cam așa. Da, dar zic pe țară, câte... A, pe țară, nu. Știi, Suceava, ce loc e pe țară? Știi ce, nu, dacă știam că ai de gând să pui întrebarea asta, mă documentam, dar nu-i doamne... Nu că s-ar putea să avem și foarte multe școli, de asta zic. Păi, și de asta să fim și în top. Oricum, județul Suceava este unul dintre cele mai mari din punctul ăsta de vedere. Asta zic. Faptul că încă avem suficienți copii e altă chestiune. Eu sau zic, vorba referată a unor colegi de-ai mei, nu de la ziar, da. Colegi din Breas, despre ce vorbim. Punând toate lucrurile astea în balanță și când vezi cifra de 199 trimiseri la București, eu spun sincer, discutând cu unii oameni din sindicat, zic, bă, dar nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Să ne ajungem în situația aia, să știi, să facă profesorii cu schimbul, care face curat în școală, care știi, care dă cu mopul, care repară, pune un bec sau nu știu ce mai este de făcut. Da. Nu e în regulă. Bun, luăm 2 minute de publicitate, revenim cu alte subiecte interesante din presa locală de astăzi și cu niște frumoase materiale, nu te ascunde după ziua, Angela. Ce o să vedem imediat după? Niște fotografii amuzante, spun eu, dacă nu vă plac, să căutați voi vinerea viitoare. Da. Și un filmuleț. Și fotografii și un filmuleț. Da. Ok. Ai publicitate, revenim. Bine, totul pentru casa ta. Deci n-ați zis așa ceva, o femeie se termină o convorbire telefonică în 3 secunde. Deci numai Angela putea să facă așa ceva. Vă sun după ora 9, intru în matinală, pac! Deci odată cu ultimul... Nu, am înțeles și după amiază, dacă o să-mi spune la fel, intru în matinal, vă zic... Reloare! Da, reloare, da. Da, spuneam, Sergiu a venit săptămâna trecută pentru prima oară la noi și a spus, doamne, hai să facem ceva, să o mai diversificăm așa. Da. Noi am zis că avem timp, pregătim, frumos, bineînțeles că ieri seară, hai, ce facem? Adică nu ieri seară, de dimineață am zis. Eu n-am Facebook, deci capacitatea mea de a mă întâlni cu asemenea lucrușoare trăsnite și frumoase totodată, pentru că are și Facebook-ul latura lui pozitivă, e multiminuată. Angela are altă deschidere din punctul ăsta de vedere. Dar cu toate astea, știți că am mai văzut și eu câte unele pe Facebook, că mai vin unii și uite ce mișto, știi? Și într-adevăr, unele chiar sunt mișto, unele... Da, frumos! Mai că trebuie să ai și am dat. Spre exemplu, da, nu poți, cu toate că e emisiunea noastră, da, nu poți să scoți un pic Bucovina TV de pe ecran și directul? Așa, și Bucovina? În alte orașe scrie acolo. A, scrie în alte orașe, că nu scrie Bucovina TV orașe, adică nici fotografia să o dăm mai jos. Deci, în alte orașe, trează. Nu, în lume, de regulă, când circul cu mașina așa, drept, da? Frumos. Când ești beat, cum e vorba aia, mergi pe 2-3 cărări sau pe mai multe cărări. În Fălticeni, dacă ești treaz, vă rog frumos, deci aceeași fotografie, partea dreaptă. Așa. Deci, în Fălticeni, la ora actuală, pe strada Sucevei, când ești treaz, așa trebuie să mergi. Ca am fotografia din dreapta, poziția verde, da? Nu am mai reparat-o, nu? Nu, nicio șansă. Schimbam fotografia, dacă au mai peticit, au mai pus. Adevărul este că, știi, ceea ce n-am auzit în Suceava, adică începând din octombrie, noiembrie, se pun pavele în gropi. Deci, wow! Suntem descoperitorii chestiunii senzaționale, adică băgăm pavele în gropi. Scuze. Deci asta în Suceava. În Fălticeni, mi-a spus primarul de acolo, Cătălin Coman, doamne, noi cumpărăm de la Miercurea ciuc,
Adică e fric tot timpul ei. Ei au inventat asfaltul lor, care se toarnă la rece. La rece, da. Doamne, câte gropi erau la un moment dat acolo pe Sucevei, intrarea din Fălticeni, ți era milă, da? Da, acolo... În dragoste pentru cetățeni, nu? O zic că dragostea se află la tot pasul. Așa era comentariul. Dar mai geniale decât fotografiile astea sunt comentariile unor oameni. Da, să știi că... Asta de unde e? Sau nu e? Nu știu. Din alte orașe. Din alte orașe. De, nu, dar asta e cu dragoste. Știi cum era aia? Din inimă pentru așa... Na-n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 a. Da? Așa și ăștia. Și că, doamne, din inimă vă oferim, luați de aici. Îți râp mașina, rămâi. Nu, dar există dragoste. Sau bine și mă gândesc. Și eu și tu, cred că când mai luăm vreo groapă, îmi ba, știi? Toată dragostea asta, nu? Deci, întreg vocabularul și tot ceea ce mi se pare că am uitat sau... Și după aia îmi dau seama că mai sunt și copii, mașina și... Mai sunt și alte victime colaterale, dar... Ce să-i faci? Adică, când mergi și dintr-o dată auzi cloncănitul ăla de... Ce se întâmplă pe acolo, adică metal, da, ce da, mai da, e. Ți se rupe inima. Și cu toate, nu te doare, dar ai senzația că ți se rupe inima de durere, nu când face mașina odată. Zdram! Normal că... Noi când mergem cu mașina de serviciu pe, nu știu, pe teren, da. Eu am cu șoferul o înțelegere. Când ia vreo groapă, 5 euro, 3 euro, știi? O funcție de cât de mare groapa, atât crește suma. 10 euro, asta e 15 euro. Aha, aha. Da, să înțeleg că și asta e o modalitate de a... Dar rezolvat. Dar nu te enerva foarte mult în momentul în care... Ce imagini mai avem? Ia! Acum 8 luni, într-o seară, din cauza unui furtuni, nu a fost internet în tot satul. A, și au socializat fetele. Cu soțul lor? Am înțeles. Nu, dar am înțeles o chestie foarte mișto, la un moment dat, la un restaurant, era trecut. Acest restaurant... Nu are wireless. Puteți vorbi între voi? Mișto, da. Deci mie mi se pare genial sau să vezi. Băi, Sergiu, am mai povestit de fapt asta, dar am văzut-o cu ochișorii mei. Eram la un meci de fotbal. Normal, noi dacă suntem de pe vremuri, am mers gășcuță. Cu semințe, cu da, da. Ia bătaie echipa ta, măcar te mai consolezi cu ăsta, dar e altceva. Bun. Doi tineri. Față, față. El și el, adică nu. Au stat de vorbă 5 minute după care au deschis telefoanele. Și uite așa, eu am trăit cu senzația că îi vorbesc prin Messenger, unul cu celălalt. Uite așa au stat 40 de minute, la un moment dat la pauză, în pauza meciului, am zis, bă băieți, gata, e pauză, puteți vorbi și voi între voi. Da. N-ai mai văzut așa ceva? Plus? Ba, crede-mă că am văzut. Și vezi peste tot. Dom'le, eu nu mă așteptam la ăștia mici, la copilași, adică 17 ani pe aici. O, am rupeam stilul, nu? La plimbarea de una cu domnișoara era, nu cu trandafirul în cealaltă mână, seara romantic. N-aveam bani de trandafir. Deci, zic așa ca... Așa. Da! Un semn de la tine, na, interzis. Zii tu că știi că l-ai interzis. Dar n-am carnet. A, n-ai carnet? Am. Ai carnet? Da, câte lucruri surprinzătoare aflu despre Angela, nu? Da, ce a mai pregătit Angela? Zici când e gata. Ce avem noi în program? Ia. Asta e brățul lui Marian. Deci, un prieten de-a meu s-a trezit, toți, știi cum e, făceau poze cu mamă, cu pisicuța, cu nu știu ce. Toată lumea, fotografii cu brăduțul lor, da? La un moment dat... prietenul ăsta meu își postează fotografia. Na! Bradul meu! Încă o dată, fotografia. Deci se zice că un brad din Suceava, da? Da. De Crăciun. Nu, da. Foarte original. E mai mult suport bradul ăsta. Și două globuri. Da, știi, se uita Oana? Băi, nu se poate, mă, vai, uite ce nebun Marian ăsta, la care zic eu, băi, furată de pe net. De unde știi? Păi el n-are calorifer în casă. Are sobă. Am înțeles. L-am prins. Aha. Ți-e foame, te hrănim, ți-e sete, te îmbătăm. Ești singur, te îmbătăm. Doamne,
întotdeauna reclamele au fost sufletul comerțului. Modalitatea prin care reușești să-ți atragi clienți este foarte în regulă. Pentru o anumită categorie, genul ăsta de mesaje sunt cât se poate de în regulă. Atrag ca un... și mă pui amas să citesc, nu? Ce știi ce știți despre poetul Mihai Eminescu? Dar el ce știe despre mine? Corect. A fost răspunsul și a primit un 2. Un 2? Prea mult a primit! Pentru că tupeul la un moment dat ar trebui taxat. Adică el acum, după o lucrare de genul ăsta, nu există la noi. Dar trebuie să primească minus 2, astfel încât la viitoarea lucrare, dacă o face de 10, să primească un 8. Un 8. Eu cel puțin așa mi se pare că ar fi normal să fie lucrurile. Pentru că înțeleg, totul e mișto căreală, dar uite ce dumă tare am făcut eu, am apărut pe Facebook. No. Aici. Bine, asta e cum gătești corect sarmalele. Băi, acela. Deci tu recunoaște la modul cel mai sincer că inițial ai căutat rețetă pentru sarmale. Și te-ai adus aminte că ai văzut poanta asta undeva. Da, nu, mi-aduce mama sarmale, nu trebuie să stau să gătesc eu. E cam greuță ce-i drept. Și e cam așa. La distanță. Hai să mă apropii să... Deci cer de la fiecare pas trebuie să bei un pahar de pălincă, nu? Da, cumpără niște carne, varză, orez și pălincă. 2. Bea un pahar de pălincă. Amestecă orezul cu carnea. Bea un pahar de pălincă. Îndeasă carnea în frunzele de varză, iar apoi pune-o pe foc. Relaxează-te și mai bea 2-3 pahare de pălincă. Verifică, sacă, scade apa. Mai pălincă un pahar, dă-mi înapoi că n-am învățat rețeta. Mai pălincă un pahar, ăsta exact cu, pe care l-am băut. Horațiu Mălăele, nu? Cu chiuveta, cu... Da, mai pălincă un pahar de bea. Lasă orele pe foc vreo 2 sarmale. Pălincă, bea un pahar. Iar gazul de pe sarmale. Stinge cratița și lasă gazul la răcit. Cai pe amatale bahare de dălincă. Farfurie sarmale într-o smântână plată și pune cu serveștele. Somn. Somn. Mai simplu, du-te și schimbă CD-ul. Deci ați reținut, da? Da. Mai ai de asta? Nu știu, să le dea mai repede. Aha. Mai e filmulețe. Da, acum recunoaște la modul cel mai sincer. Tu ai căutat inițial o rețetă de sarmale? Nu. Nu? Bulgărai că mică ce ești. Da, ce alte imagini mai avem? Mai e filmulețul, cred. A, filmulețul, ia să vedem ce filmuleț a furat Angela de pe net. Dar nu-mi da și sunet. Răbdare? Nu știu dacă trebuie sunetul. Nu? Deci fără sunet? Fără sunet la noi sau fără sunet la... Fără sunet la filmuleț. Nu, astea sunt ale mele. Astea sunt filmulețele mele. Că e cumva de final, știi? Adică vine Sergiu în emisiune, știi? Și face aici, iar ăsta e Cocoșul și Cocoșul de regulă și apără teritoriul. Ia uitați-vă un pic, Cocoșul de munte. Eu nu sunt de munte, eu sunt de șes aici. De podiș. Da, a atacat, sunt zeci de cazuri. Au făcut ăștia pârtii pe unde și au intrat în habitatul lor. Știi cum își apără teritoriul? Ne-am înfilmat. Dar văzut, au atacat mașina, mă. Și ăsta e al doilea cum cel pe care l-am găsit. Bun de la gazul în Cocoș ăsta, nu? S-a în Cocoș ăsta să-l pun într-un padove ăsta de câini și berești aici când dau drumul la Cocoș. Atenție, Cocoș rău. Da, ăsta-i al meu. Ăsta-i al Angelei, da. Dar te rog să pui și la mine sursa. Dar n-ai cum, trebuie să spui de cu seara. Na, YouTube atunci spunem noi. Băi, adevărul e... Da. Fail Army, sau cum îi cheamă pe ăștia. Am văzut și de mii de filmări de astea. Eu îmi dau seama așa, de unde atâta inteligență pe unii de astea? Ce fi trebuit la cochilul ăla să se bage? Deci o presim. Știi cum? Asta-s exact...
Dă un pic de pauză, te rog frumos. Sunt exact, dă-i stil, oprește așa un pic. Știi cum sunt astea? Exact ca în, dacă ții minte, erau alea cu Coyotul și Mip Mip, da? Da, 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 da. Cum îi zice? The Roadrunner, da? Deci, exact ca în ăla, știi că se întâmplă ceva, dar exact ce nu. Continuăm. Te aștept să rupă, să... dar nu. Au! Au! Aia a durut. Da, mai ales că am zis că era băiețel. A durut. Da, de pe YouTube l-am luat și eu. Cum? De pe YouTube l-am luat și eu, ca și tine. Da, trebuia să rogi colegii, doamne, treci acolo sursă YouTube. Eu am vorbit ieri cu colegii noștri, dar... Am precizat noi în această dimineață. Ai scris tu YouTube, da? Am scris eu, da. Ok. Hai să ne întoarcem de ce eu am avut filmulețul ăla. Mai am o defilare fantastică. Știi când a fost la un moment dat... aia, Măgari pregătește filmulețul ăla. Când se apropia defilarea de 1 decembrie, știi? Ia uite. Am găsit pe pagina aici, de Facebook a unui, da, dăm imediat, nu doar pe plasmă. Am găsit pe pagina de Facebook a unui amic de-a meu exact această defilare. Scria Suceava 1 decembrie defilare. Băi, ia să văd. Ia, priviți. Uite. Uite, oprește și oprește animalul. Nu, tu, măi. Lasă-l așa, da. Foarte tare, nu? Deci a bătut pasul pe loc, hop, și animalele s-au oprit acolo, începând cu magarușul din spate. Deci mie, la vremea respectivă, mi s-a părut genială. Am râs de și unul din puținele filme pe care, domnule, cum fac să-l am și eu? Să-l am și eu, să fie acolo. Bineînțeles că mai sunt multe lucruri interesante și multe lucruri vom mai face extra în matinal de acum înainte. O să mai gândesc și eu la câteva surprize. Probabil o să mai caut ceva prin arhiva monitorului TV, pentru că am să aminte că avem niște filmulețe foarte interesante de ani și ani în urmă, cu tot felul de politicieni care promiteau... Știi, marea cu sarea. O fac tot felul de proiecte de astea de n-ai văzut. Da. Și cred că o să fie chiar mai comice decât parada da, de... ce am zis la începutul emisiunii? Sau undeva în partea introductivă a emisiunii? Dom'le, ăștia ne oferă mai multe motive, adică mai curând te așezi frumos în fața televizorului la costum ca la teatru decât să te așezi cu popcorn să te uiți ca la film. Nu! E ca la teatru și teatru de cea mai bună calitate, adică... genial. Iar dacă mai intervenim și cu alea de aducere aminte... Cate, biletul e foarte scump. Da, ne costă. Ne costă. Obiectivul de Suceava de astăzi deschide ediția cu ortacii de la Crucea care amenință că se vor bloca în subteran împreună cu familiile. În urmă cu ani de zile, orice greva minerilor era extraordinar de importantă, extraordinar de puternică. Au reușit guvernările de-a lungul derulărilor de după 90 încoace să reducă la tăcere această breaslă, dacă putem să-i spunem breaslă, sau oricum această categorie socială, dacă putem să-i spunem categorie socială, și anume cea a minerilor, dacă înainte reprezentau ceva, acum sunt atât de puțini și atât de răspândiți încât chit că ei numără, sunt undeva la ordinul sutelor, cel puțin la noi în județ, pentru că sunt sute de mineri la exploatarea minieră la Crucea, nu mai reprezintă acea forță care era odată. Dacă nu mă înșel eu, protestează de măcar vreo 5 zile, dacă nu s-a împlinit cumva săptămâna. Nu, 4 zile. 4 zile, zici? Mm-hmm. Adică la începutul săptămânii astea? Eu trăiam cu senzația că deja e mai mult. Dar vezi, după 4 zile de abia acum auzim câte ceva despre ei. Ei sunt nemulțumiți de altfel că niciun reprezentant al guvernului nu a venit în zonă pentru a discuta revendicările lor. După cum spuneam, nu mai au importanță de altă dată. Ieri la Crucea a fost președintele Consiliului Județean Cătălin Nechifor, precum și prefectul Sinescu, dar nu s-a reușit deblocarea situației.
Ministrul Economiei este așteptat astăzi să discute cu Ortaci, iar senatorul Seleana Miron susține rezolvarea rațională a conflictului de muncă de la Crucea, dar nu prin demiterea directorului. Practic, acolo cine-i director? Țuțu Moraru? Fostul primar de la Dorna sau? Țuțu Moraru, nu? Nu. El este la Compania Națională a Uraniului, nu știu dacă e Crucea, ține de... El e directorul CNU? Da, CNU este director el la Crucea, nu știu cine este exact. Ei cer schimbarea bazei de calcul a pensiilor, pentru că cei care au ieșit anul trecut la pensie primesc mai puțin decât cei care au ieșit la pensie acum 4-5 ani. Vor bilete de tratament, dar este un act normativ din 2010 prin care acestea s-au tăiat și vor creșterea alocației de hrană, iar toate aceste revendicări nu se pot soluționa de conducerea companiei, ci doar ci trebuie acte normative, a explicat Ioan Moraru, directorul național al Companiei Naționale Uranului. În fine, mi-aduc aminte că înainte vreme, când mineritul era foarte important pentru țărișoara noastră, pentru că aveam acea autarhie pe care încercam să o ducem la cote maxime, că minerii aveau jdemii de facilități, erau remunerați extraordinar de bine. Dar, repet, erau alte condiții, alte situații. Eu înclin să cred că totuși mineritul a fost, este și va fi ceva profitabil, dar trebuie făcut cu cap. Iar ceea ce se întâmplă acum la Crucea, eu cred că ar trebui gândit foarte pragmatic, foarte corect, iar revendicările pe care le au respectivii oameni de acolo nu cred că sunt exagerate, având în vedere riscurile la care se expun. Din ce am înțeles eu, le-au dat un ultimatum celor de la minister. În caz contrar, cel mai probabil mâine, da, se vor bloca în subteran, așa cum au mai făcut-o în trecut. Da, nu știu, sperăm să se găsească o soluție. Da, pentru că discutăm în primul rând de niște oameni. Niște oameni care, dacă ajung să facă gesturi de astea extreme, eu, știți cum, nu i-am auzit pe minerii de la Crucea să facă tradiționala blocare în subteran odată la nu știu câte luni ca să mai primească ceva. Când le mai ajunge cuțitul la os, recurg la acest gest extrem, că e un gest extrem, a rămâne blocat în subteran reprezintă un extraordinar de mare risc pentru sănătatea lor, pentru e mult mai cumplit decât o grevă a foamei, având în vedere riscurile la care se expun. Deci eu îndrăznesc să am această poziție, și anume aceea de a fi de partea demersului lor, atâta timp și sunt convins că tot ceea ce solicită, nimic nu este exagerat din ceea ce... Adică, atenție, printre altele, solicită ca cei care au ieșit, care ies la pensie de acum să nu primească mai puțin decât cei de anul trecut. Adică nu e o chestie de logică. Până la urmă au muncit în același sector greu, mina, da? Adică, doamne, măcar egal, fă cumva, dar nu din pix să iasă ceva aiurea. Doar dacă într-adevăr ai muncit mai puțin sau ai intrat mai puțin acolo în mină. Și doi, vor bilete de tratament. Păi să avem pardon dacă nici oamenii ăștia nu merită bilete de tratament. Atenție, în niște, că tratamentele astea se fac în niște localități, așa zise, balneoclimaterice, care în anumite perioade ale anului bate vântul pe acolo, da? Adică avem bani pentru tot felul de prostii de genul prima mașină sau litoralul pentru toți, da? Și nu se poate găsi o soluție pentru câteva sute de mineri, da? E un pic ciudat din punctul ăsta de vedere, dar nu cred că nu se poate găsi soluție. Categoric o să se găsească și aici o soluție, că până la urmă, da, totuși eu cred că și cei de la minister sau cei care ar trebui să decidă în cazul minerilor pixul. Au și ei argumentele lor, știi? Adică altfel mă gândesc că ar fi rezolvat-o. Dom'le, hai, mai dă-le acolo ceva în plus? Nu știu. Chiar nu știu. Nu știu ce să zic, adică... Da, noi am mai discutat, Sergiu, în off-ul acestei emisiuni, adică nu în direct. Nu le știm noi pe toate, da?
categoric, adică să nu creadă cineva că suntem deștepți cum sunt la tehnici, le știu absolut pe toate. N-am vrut să o zic, am să o zic acum. Ieri, de exemplu, ieri dimineață am fost sunat, era undeva la 7:20, un număr care, deci necunoscut. Da. Mi-a zis că e de la Mina de la Crucea, avea numărul de la cineva de la evenimentul zilei, care probabil au sunat acolo și i-au direcționat către mine ca și corespondent în zonă. Și m-au rugat să vin la fața locului, întrucât nimeni de la televiziuni, nimeni de la presa locală, nu le-a, mă rog, n-a venit acolo la ei nu să prezentat. A dus la cunoștință demersul lor. Exact. Da. Ceea ce nu era adevărat. Nu era adevărat, că... da. Dacă n-am fost acolo, asta nu înseamnă că n-am... Nu, dar chiar am și văzut pe la televizor. Da. Adică au fost ceva televiziuni, corespondenți de televiziune acolo. Fost, da. Am văzut în presă, adică mi se părea așa puțin... hai să mai facem și puțină publicitate și acolo, demersul nostru. Da. Să mergem mai departe. Dar, de altă parte, nu vreau să fiu... poate oamenii aia chiar sunt dreptățiți 100% să-și ceară drepturile să recurgă. Fac o paranteză, nu e prima oară când recurg numai perioada la un gest de protest. De asta mai bine schimbăm subiectul și tot altceva. Să sperăm că se rezolvă și sperăm că nu ajungem la oameni blocați în subteran. Și... în primul și în primul rând. Iar, să sperăm că ne întâlnim cu minerii la baza de tratament și nu prin străzile din Suceava. Eu zic că nu, vremurile alea au apus de mult. Au apus și nu... acolo discutăm de cu totul și cu totul altceva și discutam și dintr-o anumită perspectivă, într-o altă perioadă a existenței noastre ca stat, într-adevăr ceva periculos. Dar mai, un singur lucru mai vreau să spun. Să știi că la emisiunea de sport pe care o am, nu întotdeauna cei sportivi care de multe ori se luptă cu secundele sau se luptă cu kilogramele sau se luptă cu ce vrei tu, reușesc să fie și buni comunicatori. Știi? Drept pentru care pentru ei să se desfășoare într-un teren, într-un meci, într-o competiție, în ceva, e un lucru extraordinar de ușor. Dar când ajung în fața unei camere de luat vedere, le e mult mai greu să comunice acest lucru. Și de aici probabil se panichează și apare și ceva de genul: bă, că nimeni n-a vorbit de mine, nimeni n-a... Probabil, de asta cel mai bine e să nu judeci... Eu zic să-i judecăm așa cum sunt, pentru că nu sunt toți absolvenți de doctorat cei care... A, și oricum nu lucrează la o fabrică de prăjituri, că... Da? Deci condițiile lor sunt grele, să vedem cât de regulă. Ce râzi, mă, Angela? Păi nu, adică o muncă foarte, foarte grea. Comparația lui Sergio. Am hai să luăm publicitate și revenim. Publicitate? Ca să plângă liniștită? Sau... băi, plângi sau râzi? Ce faci? De amândouă, hai. Ta. Am să nu transformăm matinalul ăsta în matinal Facebook, mai Angela, ce faci tu acolo? Dar că îl pigmentăm așa cu alte informații cât se poate drăguțe, eu cred că e de bine și va fi în regulă. Ieri s-a votat bugetul municipiului Suceava în unanimitate. Și dacă ar fi care țeta Angelei, s-a votat bugetul municipiului Muceava în... Da, 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 da. Și n-am făcut sarmale. A ieșit terci. Dom'le, de unde mă așteptam și doream de acum, vă spun sincer, îmi cumpărasem popcorn, n-am zis că stau nimic, în unanimitate. Ia că voi ați dat în direct pe emisie, nu? Da. Da. S-au vorbit ăștia între ei. Bine, ieri la emisiune medicul Tiberius Brădățan a spus că au fost foarte multe discuții și în principiu s-au negociat toate, s-au pus la punct, toate da? Capitolele din buget. Cum? Zic, s-au pus de la punct. Da, adevărul e că erau destul de caragioși în multe ipostaze, cei din Consiliul Local. Eu repet afirmația pe care o am. E unul dintre cele mai slabe consilii locale din câte am avut vreodată, deși luat fiecare consilier în parte, valoarea lor umană este net superioară tuturor celorlalte consilii de până acum. Chiar și profesională la unii. Umană și profesională. Profesională, da. Ne mai vorbim de partea profesională, da? Dar luând așa, deci fiecare om în parte,
Consiliul ăsta e net superior altor consilii care au fost până acum. Dar ca întreg, fai de cap mă. Aba, cred că ar fi și o explicație logică pe de altă parte. Cu cât caracterele sunt mai puternice, cu atât scânteile sunt mai mari, nu? Și atunci de asta probabil e situația deci, asta care categoric și contextul politic. Ne mai punând asta. Îți dai seama, dacă ai avea o singură putere politică, practic, cred că nu ar mai fi discuții, da? Noi sigur n-ar mai fi discuții. Și stabilim și ar fi atât de liniștite ședințele Consiliului Local și toți am fi de același punct de vedere. Nici adică, așa nu-mi place. Păi vezi, nu-i mai frumos așa. Nici așa nu-mi place. Păi așa e frumos, dar știi cum? Discuțiile în contradictoriu trebuie să ducă la progres, nu? Păi și uite, după, judecând după această știre, avem progres. După această știre. La Fălticești, știi cum a fost cu... Bă, numai nu dădeau drumul la niște ANL-uri acolo, la niște blocuri, să se mute oameni înăuntru. Tone atâta o dădeau, că stai să vezi, că o fi, că o povesti, că... Dom'le, a trecut campania electorală, a trecut Revelionul anul nou, hai gata, am dat drumul. Eu cel puțin așa am înțeles până la urmă. Bine, acolo s-a lăsat și cu plângeri la DNA, a fost mai complicat. Da, mai și DNA-ul au trimis în altă parte, că da. Nu e de competența lor. Au trimis la președintele de asociație, cred că, de la... În fine. Într-un final, din ce știu, s-au repartizat ANL-urile la Fălticeni, nu? Mm-hmm. Da. S-a rezolvat. Într-un final. Numai că după mult timp. Într-un final. De anul trecut, nu? Cam asta e ideea. Da, într-adevăr, da, nu pot. Ok, deci eu când am spus că acest Consiliu Local luat om în parte, fiecare e mult mai valoros, bineînțeles că nu există situații în care să fie pădure fără uscături sau cum se cheamă... Ți-a dat cineva un exemplu, mă gândesc. Da, pe... Cred că asta... Nu, da, a spus... Nu, dar aici, stimați respectatori, că spunea omul, adică e ușor revoltat pentru că eu prea am scos cumva pe toți. Nu, am zis Consiliul Local ăsta e cel mai slab și că oamenii sunt foarte valoroși. Bineînțeles că mai sunt și situații. Și am ascultat dumneavoastră, eu dau trei nume și faceți dumneavoastră clasamentul. Deci, Girigan, Cârlan, Vornicu. A? E cam clar, nu? Adică, și mai, nu cred că mai trebuie să mai, să mai spun câte știunele. Vă dați seama cam fiecare unde se poziționează, da? Adică... Adică ăștia sunt la bilă neagră sau cum? Da, nu înțeleg. Păi, nu. A, chiar nu, deci da, ar trebui nu, explicat. Da. Păi, Eugen Girigan. Un om extraordinar în viziunea păi, mea. Fie vorba între noi. Un specialist desăvârșit, drumuri și poduri... ce mai, un om pe care dacă îl vezi de fiecare dată și îl întâlnești, prestanța lui chiar e covârșitoare, da? Iar din punct de vedere al profesionismului sau profesionalismului de care dă dovadă, e întotdeauna un factor exponențial și uite-te, te rog, și în ședințele de Consiliu Local, ca să-l vezi, este genul de om care este ascultat inclusiv de partea aia alta baricadei, când vorbește Eugen Girigan. Inclusiv cel la PNL, Ciulescu Rechea ascultă cu maximă atenție. Este da? Și un om așa cumpătat, nu l-am prea auzit să fie implicat în scandaluri. Și... Liviu Cârlan, ce vorbim aici? Șeful de la UPU, da? Profesional, da. Are sens să mai spunem, adică e un om de o certă valoare. Și ajunge la domnul Vornicu, care am înțeles că în sfârșit l-a schimbat la APE, nu? Care... E cam de multișor, cred că schimbat. Păi, da, eu am zis în sfârșit, eu acum de curând am auzit, băi, dar știi că e de mult schimbat, dar cum de? Pentru că sunt niște povești extraordinare vis-a-vis de respectivul om și dai o fază genială cu fostul primar, Ionescu, ceva cu spate la metro, pe acolo. Cu trenurile? Da, e genială, adică... Cu Vornicu, adică ăsta e domeniu, știi? Și el e un veteran. Și adevărul e că, știi, când îmi spune numele astea, zic că, domne, nu poți compara pe unul ca cu niște profesioniști Girigan sau Cârlan. Primii știi? Doi erau aici și ultimul era undeva aici. Păi nu, dar știi cum, adică mi-a dat, acum. Nu știu dacă e chiar cel mai de jos, dar mai sunt, adică pădure fără uscături clar nu există.
Înțeles acum, că într-adevăr cele trei nume nu prea se plia. Păi nu, nu se lipeau absolut deloc. Da, da. Ne mai dă câteva nume? Da, bineînțeles, mă pune. Spune așa, că domnule, sau pune tu eleganța lui Doroftei, că m-am dat din același partid, ci că pune eleganța lui Doroftei cu felul de, și felul în care reacționează Prorociuc, Daniel Prorociuc. Asta vis-a-vis de cum a reacționat el la materialele pe care le-ai făcut la un moment dat. Ce avem, ședință de Consiliu Local? A, nu în direct? M-am speriat. M-am speriat că intrăm în direct. Că, domnul, tu mi-l arăți pe domnul Vornicu, nu? Ce face? Local, se hotărăște să plece sau? Nu, fii atent. E faza cu mâncatul, cu, nu? Ce? Ce fază, mă? Unde să ne uităm? Urmărește-mă. Bun. Să-l urmăresc pe Vornicu. Da. Vine frumos, pac, 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 prin învăluire, lângă... cred că a venit să-i spună ceva domnului primar Ion Lungu. Da, i-a luat... Ce i-a luat de acolo? Struguri. Struguri? Aha. I-a luat toți strugurii sau? Da, toată farfurie. Aha. Eu cred că de fapt a venit să-i spună ceva. Aici vezi mai bine, Sergiu. E mai aproape. Măi, mănâncă struguri sau șoptește ceva? Bă, vezi că asta e o tehnică. Am văzut niște filme cu mafioți care făceau așa, știi? Adică se făceau că tușesc în... A vrut să iasă din cadru, nu? Bun, un om mănâncă niște struguri. Sau un om mănâncă toți strugurii, cum e? Mai vrei? Sau hai așa... Da. Bine că n-a luat și platoașul cu el. Cel pe care l-ați văzut mai devreme era domnul Vornicu, de care vorbeam, la un moment dat viceprimar al Sucevei. Da, la un moment dat a fost viceprimar al Sucevei. Dacă ne putem da... Eu am să zic pas la subiectul ăsta. N-am fost acreditat pe administrație, adică jurnalist pe administrație. Nu, nici n-am fost pasionat de... Tot ce a ținut de Consiliul Nici Local. Nici personajele nu le știi prea bine, nu? Îl cunosc și pe domnul Vornicu de foarte mulți ani. Gândește că eu prin anii 2000 nici nu lucram în presă, aveam Academia de Umor Răzeșii. Cu tot ce înseamnă caricatură, tot ce înseamnă trupe de umor, epigramiști. Așa. Și vrei, nu vrei, te atingeai, ajungeai... Tot atunci l-am cunoscut și pe domnul Girigan, adică da. Pe foarte mulți știu chiar înainte de a lucra în mass media, știi? Dar nu pot să fac judecăți de valoare, atâta timp cât nu le-am urmărit activitatea acestor oameni, prefer să mă abțin să discut pe ceea ce mă pricep eu. Știi? Exact. Da, dar rămânând la totuși la ideea asta, nu putem nici să ne dăm la o parte, domn, gata, nu știu pe ăsta, nu am pretenția că ceea ce spun eu e bătut în cuie și că e 100% valabil. Eu vorbesc din experiența pe care o am și din cunoștințele pe care le-am dobândit. Dar asta nu înseamnă că, domnule, nu e administrația. Administrația ne privește pe toți. Din nefericire. Da? Politica ne privește pe toți. Cu toții facem politică. Mai mult sau mai puțin. Eu, spre exemplu, fac, cum se cheamă, politică de aia, de crâșmă. La atâta se oprește politica mea. Când vin aici, încerc doar să comentez și să scot lucrurile în evidență. Politica de crâșmă, câteodată e o politică periculoasă. Da. Și știi de ce? Pentru că dacă ajungi și spui ceva, la un moment dat, te ține cineva minte și după vreo 2 ani de zile, bă, te-am văzut eu. Atunci ai zis că ții cu 2 puncte și pune un nume. Începând de la care au fost ultimii pe listă și primii pe listă, da? Da, știu, ești coposul sau, da? E periculoasă din punctul ăsta. Și totuși pornesem de la o știre pozitivă. Cum? Pornesem de la o știre pozitivă. Și care e? Stai. Că bugetul a fost votat în unanimitate. Chiar e pozitivă? Păi dacă ar fi fost certul, iar s-ar fi întins, ar fi stai să vedem acolo, să dăm mai puțin acolo, mai mult acolo. Am văzut aici că avem cei mai mulți bani. Că oricum bugetul e cu mai mare ca cel de anul trecut, da. Că avem mulți bani la drumuri.
Deci, ia-ți, la școli? O să rămâne cu fotografia aia, cu vorba, groapa în formă de inimioară? Da, vorba unui prieten de-ai mei. Deci, bă, m-am săturat de toate astea. Deci, în momentul în care oi vedea că se și pune în practică și că apar și rezultate, ar fi în regulă. Sergiu, mergi cu mașina prin municipiul reședință de județ. Spune mie că bă, avem străzi calme. Expresia trebuie să mă obișnuiesc, mă uit în sus. Când mă uit în sus, îmi bat astea în ochi și mai ești prozi, dai în grop, știi? Da. Probabil că chiar suntem proști. Le dăm în grop, pentru că suntem proști, că nu ne revoltăm. Ai avut tovarăși și mineri? Bani băgăm în suteran, o să le dea. Eu sunt convins că o să le dea, că nimeni nu riscă să stea, să moară, Doamne ferește, vreunul pe acolo pe subteran, că scandalul e cât casa, da? Bun. Noi nu ne revoltăm, acceptăm situația printre, hai, drumurile principale mai sunt cum mai sunt, dar printre blocuri, cel puțin, e belea. Criminal. Da. Bă, nu le vedeți? Bă, n-aveți un om care să treacă, să vadă dacă drumul ăla e dat în garanție, dacă unul trebuie să facă, să vină, să plombeze, să-i facă ceva la groapa aia. Da? Că numai noi știm care... Poftim? Vă recomand să mergeți la liceu economic. Nu, știi cum e, Cătălin? Știi? Poți să mergi unde vrei tu. Acolo ești unde vrei tu. Până la urmă. Na. Și spre liceu sportiv, pe acolo am văzut, pe blogul lui Sandriniu. Pe Mărășești, cu mult, și de la policlinică e un șanț. Peste tot, acolo. Și la maică mea acolo, în George Genescu, adică... Și la mine pe străduțe. Nu cred că trebuie și să... La... să... Da. În parcare, că trebuie să ies în cetișor. Deci, oriunde, oriunde găsim, nu știu, arată... întotdeauna, ca întotdeauna la ieșirea din iarnă arată dezastru, dar măcar dacă știi, cu un delay de la de o lună, două, încep lucrurile să arate ca lumea, zici, băi, asta este, na, iarna se întâmplă, vara reparăm și, dar unde mă, vara îți clănțâne dinții când mergi cu mașina? Adică e o problemă, iar lucrul cel mai supărător din punctul meu de vedere a fost că i-au lăsat, pur și simplu i-au lăsat, parcă i-au scăpat din mână, i-au scăpat din lesă pe ăștia cu canalizările lor, au tăiat cel puțin zic zone pe unde merg eu frecvent, Mărășeștiu, da? Și acolo, cum să spun, au mai pus, au peticit, au aruncat în scârbă niște pietriși sau ceva, dar ăla se mai duce la ploaie, la dezgheț, la ceva în genul ăsta, faci pană în secunda 2 când treci pe acolo. Eu rămân cu imaginea perfecțiunii pe care am văzut-o în Germania, într-o stație de metrou, mă rog, jos, deci, la U-Bahn, S-Bahn, cum spun nemții, da, în München, lucrau ăștia, dar s-auzeau zgomote, deci picamere, dar nu vedeai nimic, pentru că era tot șantierul ăla acoperit. Cu plasă. Nici praful nu trecea. Da. Și magazinele din acea zonă, foarte, foarte multe, îți ofereau reduceri, din cauza zgomotului. Spuneau, datorită zgomotului, ne cerem scuze, dar pentru acest deranj vă oferim o reducere de 50% la toate produse. Știi? 50%? 50%. Știi? Măi, n-am sunat de unde să-ți dea reducere de 50%. Pentru că în Nemția, ei nu au adaosuri comerciale de n-am prost, știi? Ca în țările latine. Și atunci el are un adaos comercial suficient de în regulă. Când intră partea aia de solduri, când produsul este perisat din punct de vedere tehnologic sau ceva în genul acesta sau pur și simplu când vine soldarea, atunci ei mai vând ca să mai recupereze ceva din bănuți, dar în rest în Germania, așa e să vezi, un 5-10%, adică și scăderea drastică când e lichidarea de stoc. Atât. Apropo de ceea ce spunea Sergiu, eu am văzut, deci eu nu m-am plimbat, n-am mai văzut chestia aia cu 5-10% din cauza asta. Am văzut altceva. Mergeam cu mașina, nu GPS-ul, că niciodată GPS-ul nu greșește, eu am greșit, că am setat rău, m-a dus prin centrul Münchenului. Tot așa lucrau, făceau un pasaj, o chestie de asta. Înainte de asta, mie mi-au asfaltat pe spațiu verde, că la un moment dat GPS-ul îmi spunea, întoarceți-vă pe drum, nu mai mergeți pe spațiu. Deci întâi au asfaltat pe spațiu verde, după care s-au băgat la lucru acolo înăuntru. Vorba ta, picamere și toate alea, dar praful nu ieșea, nu-l vedeam. Deci drumul pe care mergeam eu era dinainte marcat, adică acea rută ocolitoare. Întâi au construit-o pe aia, mi-au dat drumul, după care s-au băgat ei la lucru. Deci, ce înseamnă asta? În primul și în primul rând, respectul față de cetățean. Păi apun și canalele la cumpână.
Băi, lasă-mă în pace, mă cred că m-am oprit în câmp și mă uitam cum au pus canalul, mă gândeam, e tehnologie la NASA, cum vine asta? Adică așa venea asfaltul, aici era canalul și aici iarăși asfalt, adică toate erau la, la o linie, în, în câmp, da? Subiectul nu. Subiectul ăsta nu. Da, ce aș mai vrea să spun? Două, trei chestiuni. Comunitatea de țigani de pe Mirouz vizitată ieri dimineață de zeci de polițiști. Cred că ar trebui să fie un serial de vizite ca să existe și o finalitate pozitivă. Corazie care se știa de miercuri seară. Cum? Corazie care se știa de miercuri seară. Da? Scrie colegul meu, Sandrine Neagu, acolo că la ora 7 când au venit cei de la poliția locală, poliția era municipală, totul curat, nu? Romii erau îmbrăcați deja, adică pregătiți să vină musafirii, chiar unii dintre ei au și recunoscut că știau că o să vină, adică nu? Potignele ale poliției locale, foarte tare, nu? Au venit să constate un lucru care există de ani de zile, dar nu neapărat de pe timpul primarului Lungu. Adică nu trebuie să aruncăm toate lăturile în curtea lui Lungu, dar și ceilalți primari care au fost înainte și ei au fost complici oarecum la această situație, nu? Că nu s-a ajuns aici să ai un mini cartier de romi în zona centrală, punctul zero al Sucevei, așa, fără să știe nimeni, nu? Peste noapte, da. Da? N-am vorbit de un alt subiect agasant, enervant, și vreți la care ar trebui să bagi o grămadă de bipuri, cred că dacă mă pornesc ăla cu... Căminul de la Colegiul Alimentar, unde au aruncat aia, cazurile sociale, da? Acolo. Au aruncat gunoaiele alea, au făcut pătura aia de gunoi. Și tot administrația a venit să strângă gunoaiele. Da. Eu am o idee. Uite că tot a, s-a epuizat. Mă sună, cred că trebuie să tac. Ok. Bă, vorbești ca mult, da? Eu zic următorul lucru. Hai pe săptămâna viitoare să facem așa un fel de ședință pe joi după amiază și stabilim câteva subiecte importante de pe parcursul săptămânii pe care să le dezvoltăm puțin. La viitoare așa facem. Intrăm pe muzică. Da. Dacă ești de acord. Băi, ești de acord? Intrăm pe muzică? Stai așa că nu e de acord. A dat ok, da. E vineri. Ne pregătim de concediu, începem cu muzică. El dă drumul la muzică, uite, mai dă drumul. Da. Da, așa. Vedem. Stabilim. Mergem la cafea și vorbim. Da? Mă luați okay. Pe mine? Te luăm. Vin și eu cu voi. Hai să luăm și pe Angela. Da, apropo de NASA, spunea că domne, ai văzut și la Flor Construct ce le-au aliniat canalele. Păi da, când treci prin dreptul canalelor, îți sar planetarele. Ești direct în service. Of, of. Da, stimați telespectatori, atât pentru această ediție a matinalului. Promite că săptămâna viitoare va fi și mai bună. Și mai frumoase fotografii, și mai interesante video. Și rețete mai bune, nu? Și rețete mai bune, trecem la plăcinte. Dragii mei, rămâneți alături de noi, urmează știrile Bucovina TV. Ne revedem. Mulțumim până atunci și toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească. Ciao.